BIM Review. Am un nou. Asta bă, că nu-s pe grupul lui Codrin. Da, mi-am făcut și eu un grup, stați că vi-l arăt imediat. Sigur sunt câteva poze că văd că au intrat doar 25 și că am anunțat doar pe canalul mic. Hai să văd ce a pus lumea pe aici. Membri, evenimente. Stai mă, unde e media? Unde e media? Aici e media. Hai să vedem. E cât dracu-i poza asta? Da, aveți aici o poză cu mine de pe vremea când mergeam la frizer. Și ce să zic? Mă bucur că nu mai arăt ca în halul ăla de atunci, arăt mai groaznic. Nu mai știu ce comentariu am citit atunci. De-abia am avut reacția asta. A, bă, ce veche e poza asta. Asta e poza de prima dată când am vrut eu să las părul lung și m-au pus profi să vă tund. Ah, aveam 17 ani în poza asta, bă. Am muncit mult ca să am bifă pe Instagram, YouTube, TikTok. Eu am bifă pe Tinder. Vai de capul meu cât de greșit e asta. Da. Dacă vreți să intrați în grup, aveți linkul în descriere. Vă aștept aici și puneți meme-uri în caz că n-aveți Reddit. Acum, hai să intrăm până pe Reddit să vedem ce e și pe acolo. Bă, acum am obs... Vai de capul meu cum e asta, bă! Te joci Minecraft liniștit? Și îl vezi pe ăsta, bă, vezi pe mine că dau la pește aici. Zapilaș de povesti scoată dracii din el. A făcut un live de pe telefon și stăteam în pat. Și aveam telefonul pus pe trepied. Că gen, am mai multe cheițe aici de pot să-mi învăr ăsta, da, suportul mai multe părți și pot să fac și live așa și îmi pun telefonul pe verticală, dar eu în general țin așa wide pentru că îmi filmez. Dar am făcut live pe Insta și l-am avut așa. Și am zis, hai, faceți-mi un meme cu mine mort. Și m-am pus așa ca și cum aș fi mort. Wow, și apreciez că stați și mă urmăriți pe Instagram și pe canalul mic când mai fac live pe acolo ca să-mi faceți meme-uri. Așa că dacă vreți să prindeți niște live-uri cu story time-uri faine, urmăriți-mă pe Instagram, link în descriere. Ia ce mai e aici? Cu sticla de ciuc, așa da, RIP Ovidiu. Înmormântarea lui Ovidiu 666. Uite un strigoi. Asta e faină, asta e faină. Approve. Ce mai e pe aici? Oaie, ce e asta? Deci, îs eu aici. Ăsta e Dead Space. Ok, aici e Roberto. Pătrin. Și Miguel. Și aici sunt eu și trag cu laser în ăștia. Și mai are și un minereu de col. Ceva asta? N-are niciun sens, totuși. Hai să văd ce mi-ați mai făcut, poate mai găsesc vreun wallpaper. Ce ziceam? Mi-am găsit wallpaper acum. Aaaa, gata, mă, avem wallpaper acum. Doi creatori, două personaje. Perfect. O zis cineva, mim cu template? Vai de capul meu. Bă, deci... Astea sunt poze așa din thumbnail-uri de la mine. Deci a stat să căutați niște thumbnail-uri mai vechi. Foarte frumos. Ia de aici approve. Deci apreciez efortul că vă uitați la clipuri mai vechi. Ia ce asta. Ai Mat Mutahaur, Laughing 2 Thriller. Seems familiar? Am înțeles, deci se pare că o să mă lupt la râs cu un indian. Bă, am o rugăminte pentru cei care au ajuns până aici. Vreau să faceți compilații cu mine râzând. Luați clipurile cu meme review, cu faze de pe live-uri, cu reacturi la funny moments-uri și la distrecuri și faceți-mi compilații cu mine către 5-10 minute cât o avea clipul total cu faze cu mine râzând, nu contează. Vreau să mă uit așa la un clip întreg cu mine râzând. Vai de capul meu, cât de greșită e asta, cât de greșită e asta. Putu-s crucea mătii să-ți fut. Închide! Închide aparatul, am fost! Toți paștele mă te să-ți fugă. Lumea moare de COVID, de boală. Un zi, aici la 12 ani. Michele și-a la revedere. Nu se mai joacă Minecraft niciodată. Ma, bă, care clip original cu... Vezi că moare lumea de COVID. Îmi place editul ăsta. Ia de aici un approve. Mai repede. Muie PSD și aur. Foarte bine. Pac, pac, approve. Cred că poza asta o să mă pun la profil când o să mai urmeze ceva alegeri. Săracul Miguel, ce l-au omorât creeperii. Băi, poza asta e genială, o salvez. Băi, nu pot să cred așa ceva. Mi-ați luat pozele de pe Insta și mi le-ați editat. Mamă, ce mișto mi-ai făcut poza asta. Care ești tu?
Maleficent Bottle, bă, mulțumesc mult pentru edit. Vai de capul meu cum e asta. Ovidiu portalizează un moment în războiul corean. Vai de... Dar voi vedeți cât de anticapat par în poza asta? Deci nu știu de ce, dar zici că am picioarele așa ca, ca mâna de subțiri. Păi uitați cât acuru am și aici ar fi burta. Nu știu, nu știu de ce se vede așa, par așa handicapat în poza asta. Deci chiar nu știu de ce mi se vedeau picioarele așa. Bă, asta zici că e scenă din, din filmul ăla cu Paul Walker. Am uitat, Fast and Furious, așa. Zici că e scenă de acolo. Mamă, și gen, eu m-am găsit cu Miguel în trafic, foarte tare. Ai de capul meu cât de greșită e asta. Domnule Bottle 95, ești bolnav cu capul. Băi, asta e genială, rău de tot, băi, genială. Apro, frate. Bă, nu mă așteptam să faceți mimuri atât de faine în continuare, mă așteptam să moară subredditul ăsta. Uitați și voi, bă, l-am aici pe Pink Guy și sunt aici cu el în trafic. Genial, genial, deci n-am cuvinte. Chestiile astea mă motivează pe mine să fac în continuare vloguri pe afară, numai ca să-mi faceți mimuri de-astea geniale. De super tare, vă mulțumesc mult. Ce mai... Aoleo! Nu, că Miguel o să-mi fure faima și o să ajung să fac un selfie cu panourile cu el. Bă, deci... Genial! Genial rău de tot asta. Eu aici când am făcut vlogul ăla afară și Miguel acolo. Doamne, bă, sunteți incredibil! Yeah. Apare clipul la cinema. Ia de aici like și approve, ia. Dacă aveam mâna întinsă, și dacă aveam mâna întinsă în poză și părea așa că mângâi bestia asta, Balaur, Godzilla, ce? Nu, că o să fac mai multe poze când plec pe undeva ca să fie material de mimuri. N-am cuvinte. Urmăriți-mă pe Insta și pe pagina de FB și peste tot să luați de acolo chestii cu care să-mi faceți mimuri. Aoleo, eram aici la concert cu Avenged. Super tare, chiar în altă era ascultam niște melodii de la ăștia. Deci n-am cuvinte, jos, n-am jos pălăria, așa că jos căștile. Miguel ar fi mândru de voi pentru mimurile astea și ne vom vedea în continuare la cât mai multe clipuri și poze și, și așa mai departe să faceți mimuri de-astea geniale. Deci inima mea are orgasm în acest moment când vede câtă afecțiune îmi oferiți voi cu mimurile astea. Hai că v-am pupat destul în cur. Ne auzim data viitoare. Link-urile în descriere, intrați acolo și așa mai departe. Ciao, les!